haideți să așezați-vă aici, vă rog, dacă tot ne organizăm. În primul rând, bună ziua! Eu sunt un om de partid și pentru mine partidul înseamnă foarte mult. Funcția de ministru mi-a fost încredințată de către partid în forul statutar. Așa că poziția mea va fi exprimată astăzi în Comitetul Executiv al Partidului. Imaginea luați în calcul varianta demisiei. Poziția mea va fi exprimată în cadrul Comitetului Executiv al Partidului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această solicitare? În ultimele două săptămâni de la votul primit de către aceeași conducere a partidului până acum două zile, când premierul Mihai Tuță a spus că ar trebui să plecați. Vorbea acest lucru îl vom lămuri. Acest lucru îl vom lămuri în cadrul ședinței Comitetului Executiv al Partidului. Pentru noi este importantă stabilitatea țării, punerea în aplicare a programului de guvernare. Este adevărat faptul că nu sunt semnate hârtii de la Bruxelles din cauza problemelor? Ce anume? Este adevărat faptul pe care îl invocă premierul că nu vin semnate hârtiile de la Bruxelles care sunt trimise de dumneavoastră și de Selim Shaideh? Nici eu, nici colegii mei nu avem cunoștință de acest lucru. Toate demersurile pe care au fost făcute la Bruxelles au avut succes și acest lucru se vede clar în rezultatele obținute în ceea ce privește absorbția fondurilor europene. Mai mult decât atât, cred că ați văzut cu toții că am avut în această săptămână întâlnire cu Comisia Europeană, cu reprezentanții Comisiei Europene, de la nivel de comisar până la nivelul serviciilor de specialitate ale Comisiei Europene. Am făcut pași înainte, fapt pentru care am primit și felicitări din partea Comisiei Europene. Premierul Tudose, pe de altă parte, spune că lucrurile nu stau așa, e un ping-pong al declarațiilor. Facem sau nu facem absorbție? Sunt blocate procedurile pentru accesarea fondurilor sau nu? Am deblocat fondurile europene pentru România, am procesat declarații de plată care au plecat spre Bruxelles, am plătit peste 900 de milioane de euro către beneficiari și s-au întors în țară și bani. Am accelerat ritmul de contractare. Important este că banii europeni vin în țară și acest lucru s-a făcut într-o perioadă foarte scurtă, într-un ritm alert, într-o perioadă de câteva luni de zile. Pentru că, practic, nu vorbim decât de 9 luni de zile în ceea ce privește mandatul meu de 7 luni de zile. Vă mulțumesc! Vă explicați de ce premierul cere această remaniere? Acest lucru îl vom discuta în cadrul Comitetului Executiv și acum vă rog să-mi permiteți cu tot respectul să discuție cu premierul Mihai Tudose. După ce se termină Comitetul Executiv, voi da alte declarații. Acum vă rog să-mi permiteți să intru în ședință. Două zile? Ați avut o discuție? Am fost ieri la ședința de guvern. Ce s-a întâmplat în afară de ședința de premierul Mihai Tudose? Dacă au de ales colegii dumneavoastră între dumneavoastră și premier. Tot ce voi avea de spus, voi spune întâi în cadrul Comitetului Executiv al Partidului. Credeți că și funcționarii au un rol important în situația creată? Funcționarii din Ministerul Dezvoltării, din Ministerul Fondurilor Europene? Toată echipa pe care am coordonat-o, sau echipele, pentru că vorbim de toți cei care se ocupă de fonduri europene, au făcut eforturi deosebite și le mulțumesc și pe această cale, pentru că și datorită muncilor am reușit să deblocăm fondurile europene. Vă mulțumesc și eu foarte mult!